Iarna întârzie să-și facă apariția, iar ninsorile puternice și furtunile cu care ne-am obișnuit în mijlocul lunii ianuarie sunt așteptate în cursul lunii februarie, anunță meteorologii. Însă reprezentanții prefecturii Buzău și-au luat toate măsurile din timp pentru ca prima ninsoare să nu ia prin surprindere. Pe hârtie, cel puțin, Buzăul arată ca un județ gata să înfrunte cele mai dificile avertizări meteo. Nu a intrat în deplina ei forță, ci a intrat așa, puțin, ca o felină. Pot să spun că la nivelul județului Buzău stăm bine din punct de vedere al hârtiilor, dacă vreți să mă înțelegeți. Adică, nu numai, mă contrazice domnul, dar eu vă spun hârtii, dar nu numai, pentru că am și verificat în teren și există și utilaje. Anul trecut, evenimentul cel mai sever al iernii 2016-2017 l-a reprezentat viscolul din intervalul 5-7 ianuarie 2017, fiind impuse un număr de 4 coduri roșii. În 2016 au fost emise 101 avertizări generale, în creștere de la 96 în 2015.